Diana era pe terasă și discuta cu fetele ce au visat azi noapte, cum se simt astăzi, și le spunea fetelor că ea se simte ok pentru că se gândește că astăzi vin părinții ei în vizită. Spunea Simona, da, păi de astăzi cred că încep vizitele familiilor. Zicea Diana că o să se îmbrace și ea așa într-o rochiță frumoasă, vrea să se pregătească să arate și ea bine la întâlnirea cu părinții după atâta timp și o întreba pe Simona dacă ar putea să o aranjeze și pe a frumos la păr. Doamna Loredana i-a zis că s-a programat însă înainte și deci Diana nu mai avea loc la Simona. S-a orientat și Diana, a întrebat-o pe Julia dacă ar putea să o ajute și a obținut o programare la Giulia. Zicea Diana că sigur vor veni de Paște acum, pentru că de obicei durează două săptămâni să-i trimită un pachet. Acum deja au, trimit, au trecut trei săptămâni, zicea ea, de când n-a mai primit nimic de la ei și atunci... Se gândea că, în mod normal, dacă nu veneau, îi trimetau și ei un pachet de Paște, nu i-au trimis, deci zicea Diana, cu siguranță pun ei ceva la cale și vin. <laughs>